Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem fierți pe cultură. La Iași, de exemplu, Direcția Județeană pentru Cultură are doar 2 angajați, un director și o doamnă contabilă. Are, cumva are logică, știi? Pentru că domnul director trebuie să... Adică doamna contabilă face și statele de plată și domnul director semnează. Altfel nu se poate. Pentru salarii mă refer la asta. Adevărat. Ține casa, cum se zice. Da. Că dacă era domn director și un subaltern amărât acolo, cine ținea banii? Cine plătea salariile? Cine făcea OP-urile de plată? Da, da. Practic, nu? Sau, să zicem, domnul director și și portarul. Asta ar fi fost bun. Mai deschideau ușa, mai puneau o capră pe locul de parcare, dar contabilul este esențial. Dă-mă, statele, alea, da. Statele de plată. Alea. Și nici contabilul fără director nu merge, deși la o adică ar putea să fie, știi, pe interimar, pleacă domnul director. Să fie autorizat și să semneze, ar putea, da, face asta. Și doamna contabil face domnul director, sunteți în pericol la Iași. Ori avea sediu sau lucrează de acasă? Eu cred că au seriu, mă, instituție de stat serioasă, nu merge cu... S-ar putea doamna să fie colaborator și dânsul e directorul care face și desface. Nu știu ce să zic. De pe laptop. Când a fost înființată în anii 2000, Direcția de Cultură avea 15 angajați. Dar în atâta timp, în principiu, luați Direcția de Cultură și băgați-o în dubă, au mai rămas 2. Au fost restructurări, ai văzut că, uite, se fac și la stat sacrificii. Dezastru, nenorocire. Aici să știți că nu, adică, de-a lungul anilor, oamenii au plecat, ei n-au fost dați afară, înțeleg, și n-au mai fost înlocuiți. Sigur, s-au mai făcut și niște rearanjări. Am mai văzut modelul ăsta, dar nu mai știu unde. Organigrama cuprinde 9 posturi, dintre care 4 de consilieri. Așa, asta e mișto, știi? Deci organigram are 9 posturi, 5 angajați, consiliați de 4 oameni, știi? Bun. Acum, problema este că deși directorul și contabila organizează periodic concursuri pentru ocuparea acestor posturi, nu se prezintă nimeni și ghiciți de ce. Noi am râs aici, am făcut glume proaste, evident, dar problema este că salariile sunt atât de mici încât nimeni nu pare interesat. Și directorul confirmă asta pentru ziarul de Iași. De altfel, pe pagina de internet a Direcției pentru Cultură a constatat ziarul de Iași, care relatează despre acest caz. Pagina a fost actualizată ultima dată acum 2 ani, când încă mai era cineva probabil care putea să actualizeze. Domn director și nici doamna contabil, cred că nu au calificarea necesară să poată să actualizeze, da, ce, da, se, da, întâmplă pe pagina respectivă. Au nevoie de consiliere să învețe cum se obțin sporuri. Dacă n-ai sporuri la, da, stat, nu vine așa nimeni. Este. Corect. De salarii mici. Da, păi salariul cea mai mare leafă de atunci, 5.500 de lei, cu tot cu spor de doctorat, adică net vreo 3.500 de lei. Ceea ce cea mai mare? Da. E la cultură ce vreau, că oamenii care sunt... Cea mai... Deci... pasionați de cultură sau care au înclinații în sensul ăsta, în principiu se știe de vechime că n-au nevoie de bani. Se hrănesc din artă și cultură. Corect. Iar, da, Iașul e un muzeu în aer liber. Așa este. Da. Artistul care nu suferă, nu creează. Asta. Dacă îl hrănești bine artistul, dacă îi dai bani, dacă e bogat, și nu mai, nene, asta e foarte, asta e o chestie mai modernă acum, în ultima vreme, în care artiștii buni trebuie să fie și plătiți bine. Da. Dar de-a lungul secolelor, ce zic eu, mileniilor, artiștii au suferit. La Iași se păstrează tradiția și așa în situația asta o să vezi. Că până la urmă o să găsească oameni. Da. Care îți vină pe 2-3 mii de lei să facă acolo artă. Domnul director își exprimă speranța ca salariile să mai crească la vară. Opinia doamnei contabil nu știm, dânsa n-a fost intervievată, cred că dânsa e mai sceptică. Aici probabil că domnul contabil e cel optimist și doamna contabil care știe cifrele, probabil că... Domnul director. Domnul director, da, poate am greșit. Și mă întreb, îți dai seama cum trec zilele la Direcția de Cultură Județeană Iași, care e compusă doar din director și contabilă, din cauza salariilor mici, evident. Cum vin dânsi acolo, practic singurătatea directorului de cursă lungă, da, da, singurătatea contabilei de cursă lungă, cum vin dânsi acolo la birou, ce fac dânsi? Ce proiecte au dânsi, domnul director și doamna contabilă, împreună la Direcția de Cultură? Deci facem un reality show, nu vreți să-i sunăm luni să vedem ce faceți, domnule? S-ar putea câștiga bani frumoși acolo. Și să filmeze, să meargă pe acolo, să arate camere goale. Uite, aici normal, da, erau frățiorii de la pictură. Dar ce facem dimineața? Ne venim, aducem cafeluța de acasă, că nu cred că au protocol. Adică dacă n-au bani să angajeze niște oameni, presupun că n-au protocol.
Și facem o cafeluță și după aceea ce mai facem noi toată ziua? Ar ce putea să-și facă un cont de TikTok și să înceapă facem live-uri. Ei sunt probabil, să știți că mă gândesc, nu e singura instituție din țara asta care are astfel de probleme. Cumva și primăriile acelea care folosesc toți banii din taxe și impozite. Pentru salarii. Da, banii ăștia strânși de la cetățeni din localitatea respectivă se duc pe salariile angajaților. Deci iau banii de la cetățeni, își plătesc salariile și după aia nu mai rămân bani pentru nimic altceva. Ei se duc acolo la birou, semnează condica pentru ce mai facem noi azi. Păi n-avem bani să facem absolut nimic. Dacă ne dă guvernul niște bani, dacă ne dă Consiliul Județean, poate facem. Dacă nu, asta e viața. Noi luăm salariile și existăm. Deci noi suntem plătiți pentru simplu fapt de a exista. Pare o franciză a statului român. Bună observație, nene. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.